La Bruxelles se află și colega noastră Irina Țâbulea, care a urmărit evenimentele de astăzi și ne oferă detalii. Irina, te ascultăm, are legătura. Bun găsit! Șefa statului a fost primită cu multă căldură aici la Bruxelles, unde în această după-amiază a susținut un discurs în fața deputaților europeni. În cadrul discursului, Maia Sandu a reiterat faptul că locul Republicii Moldova este marea familie europeană și le-a prezentat eurodeputaților argumentele țării noastre în vederea obținerii statutului de țară candidat. Uniunea Europeană este un proiect de pace, a declarat Maia Sandu. Președinta a mai vorbit în cadrul discursului și despre problema războiului din Ucraina și a solicitat ajutorul Uniunii Europene în vederea gestionării acestei crize umanitare. După discurs, șefa statului a fost aplaudată timp de aproape un minut în picioare. Înaintea discursului, Maia Sandu a avut întrevederi oficiale și cu eurodeputații din mai multe grupuri parlamentare. Am reușit să discutăm și noi cu o parte dintre aceștia. Vă invit să urmăriți în continuare ce ne-au declarat. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.